Colecția de muzică merge mai departe cu lordul nostru, nimeni altul decât Titus Andrei. La mijlocul anilor 90, Dida Drăgan și-a dorit să aibă o trupă a ei, din care nu ar fi lipsit chitariștii Adrian Ordean, Sorin Chifiriuc și basistul Dragoș Docan. Nici nu îndrăznesc să-mi imaginez cam ce-ar fi ieșit cu asemenea muzicieni. A rămas însă o piesă a lui Docan, ex Crypton, intitulată Arde și Doare, textul evident Dida Drăgan. E adevărat că durerea pare mai blândă când este împărtășită cuiva, dar cuibul ei tot în inimă rămâne și, paradoxal, pentru artistă poate deveni cea mai înaltă formă de iubire care rezistă prin forță interioară. Și ce forță! Aproape către limita posibilului. Cert este că momentul muzical o definește întru totul pe cea mai bună solistă rock de la noi. Iar dacă mi-ar spune cineva că m-am complicat puțin cu aceste comentarii, aș fi de acord, pentru că asculți Arde și Doare.